Zile înainte de Crăciun, știți despre ce vorbesc, nu? Despre siamezele de la Constanța. Ei bine, iată, mama siamezelor și-a vizitat copiii. La insistențele noastre aseară, ați văzut în direct, i-am rugat pe acești părinți, am rugat-o pe femeie și pe soțul ei să vină la București și să le vadă. Practic, aseară au ajuns și pentru prima oară le-au văzut pe cele două minuni care s-au născut împărțind aceeași inimă și același ficat. Cum a decurs întâlnirea și ce decizie radicală au luat părinții siamezelor, vedem chiar acum și imediat intrăm în legătură directă cu părinții care se află acolo, lângă siameze. Ce simțiți în acest moment? O durere foarte adâncă. Simțim. De-abia așteptăm ca să le vedem cu nerăbdare. De-abia aștept să văd fetele. Vreți să mergem înăuntru? Da. Cresc emoțiile? Da, cresc. Foarte mari emoțiile. Simțiți acum? Mai mult în aparatele astea trăiesc. Cum sunt fetițele dumneavoastră? Nu închipuiam că e halul ăsta așa. Ce degețele micuțe au. Cum vă așteptați să fie și cum sunt? Mă așteptam să fie mai bine, dar cu puterea lui Dumnezeu sper ca fetițele mele să se facă bine și să însănătoșească cât mai repede. Cum sunteți? Nu sunt bine când văd așa că e în starea asta cu mine. Dar oriși că trebuie să fiu mai puternică ca să trec peste momentul ăsta mai greu. Vă pare rău că ați stat 3 săptămâni departe de ele? Da, foarte mult. Am vrut să stăm departe de ele 3 săptămâni, dar soția era grav în spital. După operație, ea s-a simțit rău. Și am stat zi și noapte, am stat lângă ea. Minunile astea au fost singure 3 săptămâni. Da. Ne pare foarte rău. Da, n-am avut încotro că trebuia să stau lângă soție ca să îngrijesc și să avem putere să mergem mai departe. Domnul doctor este cel care are grijă de fetițele dumneavoastră. Bună seara. Bună seara. Bună seara. Puteți să-l întrebați orice doriți. Domnul doctor, cum se simte fetele? Cum evoluează? La început a fost o perioadă de o săptămână până s-au adaptat din punct de vedere pulmonar. Dar în ultimele câteva zile, putem să spunem, e destul de stabil, dar sunt câteva semne că inima lor comună nu merge la fel de bine ca acum o săptămână, să spunem, dar nu foarte, foarte grav. Dar lucrurile se pot schimba de o zi, două, trei, se pot schimba foarte tare. Vreau să fiți mai direct cu noi. Au vreo șansă de trăit? Din ce am văzut noi, n-am găsit niciun copil cu inimile lipite în felul ăsta să trăiască. N-am văzut niciodată. Noi am venit acum să vedem fetele. Ne bucurăm foarte. Și sperăm să evolueze cât mai bine. Vrem ca mâine să le botezăm. Noi ne-am bucurat foarte mult să trăiască câteva luni, dar nu cred. Nu cred lucrul ăsta. Oricum, suntem bucuroși că ați venit, că le-ați văzut. Noi am învățat foarte multe îngrijindu-le pe ele aici. Că în aceste 3 săptămâni v-ați gândit că este posibil ca fetițele dumneavoastră să nu supraviețuiască? Nu, nu m-am gândit. Am știut că e lipite, dar n-am știut că e... De ce arată așa cum arată ele acum? Veți sta din acest moment doar lângă ele? Deci, aș vrea să stau lângă ele, dar
Nu am cum, că mai am încă 4 acasă. De crescut. Cel mai mic e afară, e la ușă. Are 2 ani. Ce faceți, să-l lăsați aici? Deci, ori și cum, mai trec. Ca să le văd că nu am cum să plec așa de repede. Dar nu am cum să stau aici lângă ele în tot timpul, că mai am 4 de crescut acasă. Vi se rupe sufletul să plecați de lângă ele? Da. Normal ar trebui să stăm, de fapt, să rămână un părinte aici lângă ei și unul să meargă acasă lângă ceilalți. Și? Și cred că așa o să procedăm. Cine va rămâne cu fetițele aici? Sper că ori eu, ori ea, nu e problemă, care rămâne. Cine rămâne aici? Eu o să rămân. Bunica din partea tatălui a venit și ea la București să-și vadă nepoatele care împart aceeași inimă. Femeia este cea care a mai vorbit la telefon cu medicul care se ocupă de fete și s-a interesat de soarta micuțelor. Acum le-a văzut însă pentru prima oară. Ați vrut neapărat să veniți în această seară? Da. Știți că micuțele au stat singure aici 3 săptămâni? Știu. Știu că au stat singure. Dar mai mult costa mama decât ele. Era să moară mama, da, fetițele? Da, era să moară. Ce știți despre starea lor de sănătate? Am auzit și eu la televizor că sunt... că au luat în greutate și cu ajutorul lui Dumnezeu. Poate vrea și Dumnezeu cu ele. Eu am venit în calitate de nașă să botez aceste două fetițe și poate Dumnezeu, cum le-a adus pe lume, poate le dă și o șansă la viață. Așa era în plan să botezați dumneavoastră? Deci nu era în plan așa ceva, pentru dacă era unul, deci știam de unul, că așa e normal, se nască un copil. Dar dacă Dumnezeu le-a adus pe amândouă și sunt cum sunt, am decis să le botez. Ce ați văzut? Cum a fost? Ce să văd? Dacă vrea Dumnezeu... Dar ce ați văzut dumneavoastră? Ce să fac? Le-am văzut lipite așa, două fetițe lipite așa. Ce șanse să mai... Au astea, ce șanse, nu cred și nu cred că trăiește niciunul. Păcat, frumoase fetițe. Siamezele din Constanța au fost botezate. Din pricina previziunilor pesimiste ale medicilor, părinții au decis să se grăbească și au chemat un preot la spital să le creștineze pe surorile născute într-un singur trup. Botezată, te-ai luminat, te-ai miluit, te-ai sfințit, te-ai spălat, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Cum a decurs ceremonia? Imediat. Da, un caz despre care vorbește absolut toată țara. Acum intrăm în legătură directă cu colega mea, Mădălina Lambrinoc. Se află la spital alături de familie. Așadar, familia a ajuns aseară de la Constanța, a venit la spital pentru că, iată, Ștefania și Cristina se pare că nu au foarte multe șanse. Doctorul le-a sfătuit pe părinți să le boteze. Așadar, Mădălina Lambrinoc, ești acolo cu familia. Ce mai e de spus? Bună seara, Cătălin, bun găsit tuturor. A fost o zi plină de emoții astăzi, plină de încărcătură emoțională. A fost ziua în care micuțele au fost botezate. Sunt alături acum de mama fetițelor, de bunica și de nașa, cea care le-a creștinat astăzi. O să ne spună chiar ele ce au simțit astăzi și cum a fost totul până acum. M-am simțit foarte bine alături de ele, ca să fiu lângă ele aici. Și am simțit așa că le-am dat o forță așa, nu știu cum să zic, o forță de viață când am fost lângă ele. Eu vreau să punctez un gest. În momentul în care astăzi mama a venit la micuțe, una dintre ele a apucat-o strâns de deget și nu i-a mai dat drumul. Am văzut și așa noi acele imagini. Da, deci m-a ținut, am îngheiat-o așa pe mână cu degetul și mi-a prins degetul. Și nu mai îmi dădea drumul de la deget. Cum v-a rămas acest gest în sufletul dumneavoastră de mamă? Deci vă dați seama, mi-a venit foarte... Nu știu ce să vă zic la momentul ăsta. Ce simțiți acum? Ce a însemnat pentru dumneavoastră faptul că fetițele au fost botezate astăzi? Deci am simțit așa că a luat o putere așa de viață, nu știu cum să vă zic. Deci mișca ele pur și simplu singure și nu le-am văzut să mișcă singure așa. Speranța dumneavoastră crește? Da, foarte mult.
Doamne, una dintre persoanele astăzi, afectate. Da, știu că astăzi au venit, a venit preotul ca să facă botezul micuțelor Ștefania și Cristina. O să vedeți și dumneavoastră în câteva momente acest botez și această slujbă făcută pentru, pentru siamezele Ștefania și Cristina. Acolo este și bunica lor, dar este și Nașa, nu, Mădălina? Așa este, Nașa, care n-a rezistat până la finalul botezului. La final a trebuit să iasă pentru că i s-a făcut rău. Nașa, o zi plină de emoții pentru dumneavoastră. N-ați rezistat fizic, i s-a făcut rău. Mi s-a făcut pentru că așa ceva n-am putut să văd, n-am văzut până astăzi. Și venind de aseară la ele și le-am văzut, toată viața mea, din mintea mea, nu să iasă aceste două fetițe. Și faptul că și le-am botezat și mulțumim părintelui că a fost alături de noi și le-a creștinat astăzi. Și gestul care s-a întâmplat cu degetul mămicii, la un moment dat eu i-am spus, trageți degetul, și ea n-a putut să-și tragă degetul din mânuța la una din fetiță. Am impresia că mânuța Cristinei era. Ce v-a afectat cel mai mult? Atunci m-am emoționat foarte mult, foarte tare. O să căutăm și noi aceste imagini pentru să vedem starea mamei care a transmis-o lor. Mama și care este prinsă de degete. Ei au simțit că mama lor este aproape de ei. Ce sens în sufletul dumneavoastră acum că ați creștinat aceste acum două minuni? O mare liniște, o mare bucurie simt că sunt încreștinate, că am putut să le încreștinăm astăzi și poate cu ajutorul lui Dumnezeu poate au o șansă. Ce ziceți despre faptul că au stat singurele în acest timp? Dumneavoastră a spunctat gestul mamei, că au prins cu disperare mama de mână și nu au mai dat drumul. Ce spune asta pentru dumneavoastră? E o mare durere, dar văzând de aseară și până în prezent, mă pun în locul mamei, nu cred că aș rezista. N-aș rezista să fiu zi și noapte aici, cu ele. Nu. Dar este mama lor. Da, e mama lor, dar dacă eu, că sunt un pic mai străină, poate cine știe, fiecare cu sufletul ei, fiecare cu starea ei, fiecare cu... Uitați, acesta, nu mai o secundă, acesta este gestul rezist. Despre care... Și n-aș rezista, despre care fiind mătușe, vorbeau. Cum ar veni, sunt. Mădălina, pentru ele. O să revenim la tine acolo, o să revenim la tine acolo, acesta este gestul despre care vorbeai și tu, despre care vorbea și mama, dar poate o să-l vedem mai bine. Când, practic, fetița își strânge mama de deget, o să vedeți imediat acest cadru, dar până atunci să știți, doamnă, că sunt oameni care vă înțeleg și vă înțeleg că n-ați avut și posibilități, vă înțeleg că aveți și mai mulți copii acasă, sunt oameni care nu vă dau dreptate că n-ați venit să fiți alături de... Da, am patru copii acasă. Dar să știți că sunt și oameni care vă înțeleg, dar sunt și oameni care nu vă înțeleg. Uitați, acesta este cadru și imaginea despre care vorbeam mai devreme, o să mai vedem. Cu degetul prins de mâna prinsă de degetul dumneavoastră. O să revenim la dumneavoastră la salon, o să mai vedem aceste imagini. Spuneam ceva mai devreme că sunt persoane care vă înțeleg, că vă e greu, că nu aveți posibilități, că mai aveți alți copii. Sunt persoane care nu vă înțeleg, că v-ați abandonat copiii sau că, să spunem, abandonat, că nu i-ați văzut de la Crăciun, de când i-ați născut. Dar vreau să vă spun că o să vedeți un material. Pentru că dacă șansele Ștefaniei și Cristinei, fetele despre care vorbim și pe care le vedeți în imagini, sunt foarte mici, eu zic că nu trebuie ca părinții să-și piardă speranța. Și vreau să vă spun că primul caz de siameze din România, separate cu succes, a avut loc în 83, adică în urmă cu 33 de ani. Vreau să vedeți ce s-a întâmplat în cazul lor, iar apoi revenim la siamezele de aici, din București, născute la Constanța, o să vedem și slujba și o să mai vedeți acea imagine despre care vorbea și colega mea cu mânuța uneia dintre ele care prinde degetul mamei. Pe 29 iulie 1982, acum aproape 34 de ani, nașterea gemenelor Lina și Gherghina șoca o țară întreagă. Lipite de la stern la ombilic, amândouă cu un singur ficat și cu intestinele împreunate, nou-născutele erau primul caz de siameze devenit cunoscut în România. Mi-am dat seama că sunt doi,
pentru că eu simțeam picioarele patru aici. În timpul acela, în 10 zile care am stat în pat, nu le-am văzut, m-am gândit că voi muri. Și atunci ele se țină minte că au fost siameze, le-am dat Sia și Meza. Sia Lina de la Elena, Meza Gheorghina de numele tatălui, că el e Gheorghe. În spital m-au întrebat doctorii pe care vreau să o salvez, dacă din caz că nu pot fi salvate amândouă. Și am spus că ori amândouă, ori niciuna. Mama lor, Elena Boaru, avea atunci 38 de ani, iar în timpul sarcinii suferise de hepatita B, așa că fusese nevoită să facă tratamente dure. În spital, femeii s-a spus că fetele aveau două inimi. Operația de separare era posibilă, dar în străinătate. Iar în perioada comunistă, era aproape imposibil să părăsești țara. Când ne-am văzut după 10 zile, erau toate amândouă opărite, pe o singură parte, și deja se malformase. Nimeni nu punea mâna pe ele, doar le arunca o cârpă și scotea cârpa de pe ele. V-ați gândit măcar un moment atunci, la început, să renunțați la ele? Să le abandonați? Am spus, dacă n-au salvare, voi merge să le sacrifice sau ceva, că mi-era frică să nu le ia la un circ. După 6 luni de frământări și calcule cu ajutorul unui doctor din Iași, Elena Boaru a primit permisiunea de a părăsi țara chiar cu semnătură de la Nicolae Ceaușescu. Așa a ajuns împreună cu cele două fiice în Elveția, într-o clinică din Lozan. Acolo, o echipă de 28 de medici le-a operat pe fetițe timp de 10 ore. Au fost declarate al treilea caz de siameze din lume ca gravitate la acea oră, dar operația a avut succes. Lina și Gheorghina se nășteau pentru a doua oară, pe 7 februarie 1983. Ça qu'on a compris un petit peu la sévérité des choses, on a vu en fait qu'on pouvait très bien séparer ces deux bébés sans qu'il y ait de danger majeur de pour l'un ou pour l'autre. Întoarsă cu fetele în satul Bucecea din județul Botoșani, Elena Boaru a încercat să-și crească fetele cât mai unite, așa cum se născuseră. Fetele și-au făcut chiar și o promisiune. Să lucreze în același loc, să aibă o nuntă împreună, în aceeași zi, să aibă ca fiecare tânăr. Aceeași meserie să-și aleagă în viață. Cursul vieții le-a forțat însă să uite legământul pe care l-au făcut împreună la 18 ani. Câțiva ani mai târziu, sărăcia le-a împins pe cele două surori la muncă în străinătate. Lina a ajuns în Spania, iar Gheorghina în Italia. Prima și-a întemeiat o familie în Spania și din lipsa banilor nu a mai reușit să revină în țară pentru a-și vedea mama. Cea de-a doua a revenit în România, dar și-a vizitat rar mama în tot acest timp. În vara lui 2009, echipa la Măruța a încercat să o ajute pe Elena Boaru să-și regăsească fetele de care nu mai știa nimic de multă vreme. Aștept să-ți cunosc și eu familia ta și să ne povestim că înainte orice te iubesc. În 2014, surorile născute într-un singur trup au fost despărțite pentru totdeauna. Gheorghina a murit de ciroză și cancer hepatic, iar în urma ei a rămas o fetiță care are acum 7 ani. A fost un șoc pentru toată lumea. Niciodată nu a fost bolnavă, nu a făcut tratament și nimeni nu a știut. Dar ultimele zile era conștient. Gheorghina a fost înmormântată în satul natal, iar fiica sa a rămas în grija bunicii. Da, o poveste incredibilă. Revenim la subiectul nostru, mergem la Mădălina Lambrinou, colega mea care se află acolo la spital. Mădălina, o să vedem botezul făcut pentru siamezele de la Constanța, pentru Ștefania și Cristina în câteva momente. Dar până atunci aș vrea să vorbim și cu bunica și vă arătăm imediat acea imagine care a lăsat-o și pe mamă fără răsuflare. Haideți să vorbim puțin și cu bunica fetelor, pentru că și dumneai ei a rămas așa, fără cuvinte, la tot ce s-a întâmplat astăzi. O avem și pe bunica alături de noi. O să ne spună chiar ea cum a fost ziua de astăzi și ce simte în acest moment când vede fetițele. Simt o mare durere. Simt că nu mai am putere. Sunt copiii lui băiatul meu. Nu mai am putere, nu mai am vorbe, nu mai am grai, nu mai am nimica. În ce hal, cum văd cum mișcă fetițele acestea, piciorușele, cum suflă atât de greu. Problema mare acolo este că să mai vorbesc. Amândouă au o singură inimă. Mai are inimă. Băiatul meu 4 copii care mor cu ei de gât. Așa muream și cu astea două, dacă au viață să trăiască. Cu ajutorul lui Dumnezeu. Ce să mă mai zic, că nu mai avem, nu mai am cuvinte, nu mai știu. Știți, doamna,
Aseară îmi spuneați că a fost mai important să salveze medicii viața mamei, dar vreau să vă întreb ce simțiți acum, în acest context, când vedeți fetițele. Simt o mare durere și le mulțumim doctorilor și la, în primul rând, lui Dumnezeu, al doilea rând la doctori, dacă poate măcar o fetiță să salvează din aceste două fetițe. Mai sunteți de acord cu ce ați spus aseară? Nu, nici nu mai țin minte ce am vorbit, ca să știți de la a mine. A fost așa, Mădălina, a fost o situație mai tensionată, important e că părinții sunt aici, asta contează. Nu mai aduc aminte. Asta contează. Haideți să mai vedem încă o dată gestul care a făcut-o pe mamă să rămână pur și simplu fără cuvinte, adică, practic, fetița care se strânge cu toată puterea, cu toată forța de degetul mamei. Aceste imagini sunt impresionante. Practic, una dintre fetițe a simțit că este vorba de mama ei acolo. Sunt incredibile aceste imagini cu fetița care, practic, se agață cu toată puterea, cu tot cât poate de strâns, uite, de degetul mamei. Sunt incredibile aceste imagini. Haideți să le mai vedem așa odată. Pentru cei care se uită la noi, practic, mama a venit aseară de la Constanța după 3 săptămâni de la naștere. Era prima dată când își vedea siamezele, iar una dintre ele, când a fost atinsă, practic cu toată mâna și cu toată forța, și-a tras mama de deget. Sunt incredibile aceste imagini și sunt convins că dacă nu existau regrete până acum pentru mamă sau pentru bunică, sunt convins că aceste imagini sau acest gest o să o pună foarte mult pe gânduri și o să o răscolească mult timp de aici încolo.